Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Acum haideți să vorbim despre birou în limba engleză. Cum spunem în engleză biroul? The desk. The desk. Deci acum că lucrăm atât de mult de acasă și avem nevoie de un birou, poate că este bine să învățăm și câteva cuvinte legate de computer și de munca la birou. Munca remote la birou. Haideți să începem cu un mic text. Eu voi citi textul în limba engleză și apoi îl voi traduce în limba română. Și este bine să repetați după mine textul din engleză, propozițiile din limba engleză, pentru că în felul acesta vă veți învăța cu conversația în limba engleză. Haideți să începem cu prima propoziție. Edward is sitting at his desk. Edward is sitting at his desk. Ce înseamnă asta? Edward stă la birou. He has a very comfortable chair. He has a very comfortable chair. El are un scaun foarte comod. He is working on the computer. He is working on the computer. Acum lucrează la calculator, la computer. The monitor, the keyboard and the mouse are on the desk. The monitor, the keyboard and the mouse are on the desk. Monitorul, tastatura și mouse-ul se află pe birou. The computer is under the desk. The computer is under the desk. PC-ul, computerul, este sub birou. On the right side, he has some books, pens and a few sheets of paper. Haideți să repetăm. On the right side, he has some books, pens and a few sheets of paper. Ce înseamnă asta? În partea dreaptă, el are niște cărți, pixuri și câteva coli, câteva foi de hârtie. He has taken off his glasses and begun to clean them. Să repetăm. He has taken off his glasses and begun to clean them. El și-a scos ochelarii și a început să-i curățe. He has turned on the desk lamp, taken the pen and begun to write something on the paper. He has turned on the desk lamp, taken the pen and begun to write something on the paper. El a aprins lampa de birou, a luat pixul și a început să scrie ceva pe hârtie. He has opened a drawer and started searching for a stapler and the punching machine. Haideți să repetăm și propoziția aceasta. He has opened a drawer and started searching for the stapler and the punching machine. A deschis un sertar și a început să caute capsatorul și perforatorul. He has also taken a plastic file and put it on the desk. He has also taken a plastic file and put it on the desk. A luat și un dosar de plastic și l-a pus pe birou. He works remotely and therefore can work much more efficiently because he has much more time for work. Să repetăm și ultima propoziție. He works remotely and therefore can work much more efficiently because he has much more time for work. Lucrează de la distanță și de aceea poate lucra mult mai eficient deoarece are mult mai mult timp pentru muncă. Acum că am citit și am tradus propozițiile, haideți să repetăm textul. Edward is sitting at his desk. He has a very comfortable chair. He is working on the computer. The monitor, the keyboard and the mouse are on the desk. The computer is under the desk. On the right side, he has some books, pens and a few sheets of paper. He has taken off his glasses and begun to clean them.
He has turned on the desk lamp, taken the pen and begun to write something on the paper. He has opened a drawer and started searching for the stapler and the punching machine. He has also taken a plastic file and put it on the desk. He works remotely and therefore can work much more efficiently because he has much more time for work. Iar acum, haideți să învățăm și cuvintele din acest text. Să începem cu primul cuvânt. The desk. The desk este biroul. The chair. The chair este scaunul. The computer. The computer este computerul. The screen. The screen este monitorul. The keyboard. The keyboard este tastatura. The mouse. The mouse este mouse-ul. The book. The book este cartea. The pen. The pen este pixul. The sheet. The sheet este coala. The paper. The paper este hârtia. The stapler. The stapler este capsatorul. The punching machine. The punching machine este perforatorul. The file. The file este dosarul. The drawer. The drawer este sertarul. The desk lamp. The desk lamp este lampa de birou. The spectacles. The spectacles sunt ochelari. The remote work. The remote work este munca de la distanță. Și the time. The time este timpul. Haideți să reluăm cuvintele. The desk. The chair. The computer. The screen. The keyboard. The mouse. The book. The pen. The sheet. The paper. The stapler. The punching machine. The file. The drawer. The desk lamp. The spectacles. The remote work. Și ultimul cuvânt, the time.